Majoritatea americanilor nu vor ca Donald Trump să candideze la alegerile prezidențiale din 2024. De asemenea, americanii nu susțin nicio posibilă candidatură a președintelui Joe Biden. 38% dintre respondenți se simte puizați de ideea unei noi runde a cursei prezidențiale dintre Biden și Trump, conform unui sondaj NBC News. În același timp, președintele Joe Biden a ales-o pe Julie Chavez-Rodriguez pentru a fi șefă de campanie la alegerile prezidențiale din 2024. Rodriguez, care ocupă în prezent postul de directoare a Biroului pentru Afaceri Interguvernamentale de la Casa Albă, a acceptat propunerea.